Oricum o să fie o criză mondială groaznică. Eu am luat o decizie în ceea ce privește HS Residency. Nopți întregi n-am dormit, dau faliment. 600.000 de euro ca investiție. Sistăm lucrările la HS Residency. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hâț cu bună dimineața, Jonuțule! Hâț cu situație mondială atipică, hâț cu o criză despre care toată lumea vorbește și hâț cu comentarii pe care voi le-ați dat, iar eu mă simt vizat în primul rând și în al doilea rând simt nevoia să vă răspund, astfel încât să vă lămuresc și întrebările vouă și să vă spun de fapt și de drept și ce gândesc eu în ceea ce privește viitorul Hâț Residence, Jonuțule. Foarte mulți dintre voi ați scris ba ironic, ba serios, până la urmă eu oricum iau în seamă toate comentariile. Doamne, de ce te mai chinui să mai construiești? De ce mai construiești? Pentru că oricum o să vină falimentul, oricum o să fie o criză mondială groaznică, 2007-2008 a fost minciună. Sunt fel de fel de zvonuri, sunt fel de fel de teorii care circulă, Jonuțule. Un lucru este cert. Eu am luat o decizie în ceea ce privește HS Residency, iar despre această decizie vă voi vorbi în acest vlog, Jonuțule. În primul rând, am să încep cu lucrurile pe care le-am auzit atunci când m-am apucat de acest cartier și lucruri pe care am fost sfătuit să le fac, dar am ales să nu le fac, în ceea ce privește investiția într-un cartier de locuințe, Jonuțule. În primul rând, în momentul în care m-am apucat să construiesc, toată lumea m-a întrebat de ce nu vând din stare de proiect, Jonuțule, și de ce nu accept clienții încă din zona de fundație a caselor. Ei bine, răspunsul a fost unul și simplu. Eu aș vrea să văd care vor fi cheltuielile ce vor fi implicate în acest proiect, astfel încât să-mi pot da seama ce preț să pun la sfârșitul lucrărilor, să pot avea și eu un profit care să se înscrie în normele pe care le preziceam atunci și mai mult de atât să-mi dau seama ce înseamnă investiții atunci când vrei să faci un cartier de case premium, Jonuțule, pentru că eu mi-am promis chestia asta încă de la bun început și n-am vrut să mă dezic de ea. A doua chestie pe care am auzit-o a fost: domnule, dar de ce lucrezi din banii tăi? De ce nu împrumuți bani de la bancă? Pentru că majoritatea investitorilor, majoritatea oamenilor de afaceri se folosesc de banii băncii înspre a nu-și cheltui banii personali. Ei bine, toate aceste lucruri în capul meu au generat, cum să vă spun eu, idei care nu mă lăsau să dorm. Nopți întregi n-am dormit, nopți întregi m-am gândit, băi, cum o fi bine să fac, dar totuși oamenii ăștia care îmi spun lucrurile astea nu sunt nei ca nimeni, nu sunt oameni veniți de oriunde sau de niciunde. Vorbim de oameni de succes în afaceri, Jonuțule. Oameni care, mare atenție, o să vedeți cât va cântări asta pe parcursul acestui storytime. Unii dintre ei au întâlnit probleme chiar acum, odată cu venirea acestei situații mondiale extrem de date peste cap, adică de haosate, ca să spun așa, Jonuțule. V-am spus că nu vreau să pun casele la vânzare, în primul rând pentru că îmi doresc să văd cât voi investi într-o casă, astfel încât să pot să adaug și eu la sfârșit profitul și să vând în așa fel încât să nu ies nici în pierdere și nici la prag de rentabilitate. Adică cheltuieli egal încasări, de unde rezultă profit zero. Asta înseamnă pragul de rentabilitate. Mai mult de atât, un lucru pe care l-am auzit de la dezvoltatorii imobiliari a fost: în momentul în care te decizi să vinzi în timp ce construiești, Jonuțule, să fii sigur că omul care va fi cumpărat acea casă se va comporta ca proprietar, pentru că de fapt și de drept el este proprietar. Chiar dacă a dat doar un avans, se face un precontract care, obiectiv vorbind, îl face oarecum proprietar pe client, da? Și sincer vă spun că și eu, dacă aș cumpăra o casă încă de la fundație, aș da un avans, să spunem, n-aș cumpăra-o cu banii integral. Aș vrea să stau pe șantier și să văd cum se lucrează la acel loc de construcție, da? Pentru că mi se pare normal. Teoretic, în momentul în care achiziți toată suma, aia este casa ta și atunci este normal să vrei să participi la construcție încă de la începutul ei, da? Un alt lucru care m-a făcut să mă feresc de ideea de a vinde, pentru că am vrut să construiesc în pace. Mai mult de atât, nu sunt genul de constructor care îți oferă o casă fără să-ți ofere și istoricul sau întregul parcurs al construirii ei. Pe canalul meu de YouTube aici există playlistul HS Residence Step by Step, Jonuțule, unde puteți vedea absolut tot ceea ce s-a întâmplat încă de la prima lopată în pământ, Jonuțule, încă de la decopertarea terenurilor și până în prezent. Deci nu există nici pe departe sub gândul că mi-aș fi dorit să nu vând înspre a face mișmașuri și fel de fel de tertipuri din astea mojice ca să pot vinde niște case făcute din chirpici la sfârșit și omul să nu fie pe șantier să vadă. Nu, pur și simplu am vrut liniște pe șantier, am vrut ca nașul, care este un om de toată isprava și un constructor care implică și suflet în lucrările lui, să poată lucra în liniște. Eu să-mi pot vedea foarte simplu cheltuielile, devin ușor repetitiv, dar vreau să înțelegeți foarte bine raționamentul și la sfârșit să pot oferi un produs de calitate finit, mai mult de atât la cheie, pentru că pe parcursul acestei evoluții a HS Residence mi-am dat seama că îmi doresc să ofer un produs finit. Iarăși, un mare avantaj că nu am vândut încă din stare de proiect, Jonuțule, pentru că dacă aș fi vândut din stare de proiect așa cum am gândit inițial, îmi doream să vând casele la alb, doar cu pardosel și evident băi făcute, da? Dar uite că între timp am
am descoperit că am oferte foarte bune în ceea ce privește mobilarea caselor și că mi-aș dori să ofer un concept complet, ca să spun așa, da? Casele Hâț Residence, nu știu dacă am mai spus-o, dar și dacă am mai spus-o, o repet, vă spun acum, vor fi mobilate, vor fi vândute la cheie. Singurul lucru pe care vor trebui să-l aducă clienții Hâț Residence vor fi saltelele și așternuturile, evident, pentru că eu consider că saltelele sunt lucruri pe care fiecare vrea și trebuie să și le aleagă separat, întrucât țin de plăcerea personală, unul la mână, și doi la mână, țin și de sănătate, Gionuțule. Am terminat cu tot ceea ce înseamnă prima idee și primul sfat pe care l-am primit în ceea ce privește construcția acestui cartier. De ce nu fiți din stare de proiect, da? Am închis-o, ați înțeles. Și acum hai să trecem la al doilea subiect extrem de important, care se leagă teoretic și de ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi și de așa zisa sau presupusa criză ceva să vină, Gionuțule. De ce nu am dorit să construiesc Hâț Residence din banii băncilor? Ei bine, este foarte simplu. Eu am învățat pe parcursul vieții mele că ratele nu fac decât să te neliniștească și să îți fure din somnul ăla dulce pe care îl ai de la Doamne Doamne atunci când nu ești împovărat de datorii, probleme și ilegalități sau multe altele, Gionuțule. Lista poate continua. Așa că eu aveam niște bani pe care i-am muncit și pe care i-am pus deoparte și a căror prezență în viața mea m-a îngrijorat foarte tare în momentul în care a venit pandemia. Nici nu știu dacă v-am spus chestia asta, cred că este o premieră. N-am să uit niciodată, eram cu Shelly la mine acasă și îl întrebam, bă, ce facem noi cu banii pe care i-am strâns? El spunea, bă, eu îi țin acolo că încă nu mi se pare că am găsit o zonă în care aș vrea să investesc. Și am spus, păi bun, dar ce se întâmplă în contextul în care, să spunem, băncile în care avem noi banii dau faliment? Era panica cu pandemia, la începutul pandemiei. Și cred eu că orice antreprenor trebuie să-și pună întrebarea, bă, ce fac dacă? Da? Exact cum se întâmplă și în ziua de astăzi. Și am început să dau telefoane, neștiind foarte bine legislațiile băncilor, și am aflat că orice bancă îți asigură până la 100.000 de euro diferența peste, urmând să nu mai primești în cazul în care banca dă faliment sau altceva. Și am zis, bă, fraților, stați puțin, adică dacă eu am mai mult de 100.000 de euro într-o bancă, într-un cont, da, și banca dă faliment, înseamnă că pe restul îi pierd și 100.000 primesc înapoi de la asigurarea care asigură banca respectivă, ok, this is not good. Am sunat la mai multe bănci, iar sfatul a fost, păi da, a fost mai multe conturi. Și zic, ok, nu e o idee rea. De asemenea, poți să-ți faci un offshore pe afară, cum practică oligarhica, acum este la mare căutare acest termen, însă cred că totuși la nivelul la care mă aflu, cea mai bună variantă a fost, este și va fi, cred eu, reinvestirea banilor. Mai mult de atât, o altă regulă a antreprenorului reușit spune, nu ține niciodată ouăle în același coș, Gionuțule. O chestie foarte smart. Și atunci am decis, hai să investesc. Mai mult de atât, eu oricum îmi doream să creez un cartier în jurul căsuței mele și mai mult de atât, oricum îmi doream să îmi pot alege vecinii ce mă vor înconjura. Și uite așa am început investiția în Hâț Residence, Gionuțule. Hâț Residence care deja depășește considerabil suma de 600.000 de euro ca investiție. Nu o să intrăm niciodată în costuri detaliate pentru că eu consider că o oarecare intimitate este imperativă atunci când vine vorba de afaceri. Am încercat să fiu cât am putut de transparent și să vă ofer așa în mare investiția pe care am făcut-o, dar trebuie să îmi păstrez și eu o parte din secretul reușitei, dacă va fi să fie o reușită. Și am ajuns în situația prezentă, da? În care toată lumea mi-a zis, bă, ce faci acum? Pentru că, uite, se previzionează o criză. Majoritatea constructorilor s-au oprit din a construi. Lumea își pune banii deoparte, lumea nu mai investește. Da, trebuie să vă recunosc că am avut câteva nopți nedormite și pe această temă, pentru că cine spune că să ai bani este ușor, se înșală oarecum. Nu este ușor să ai bani, ba dimpotrivă, atunci când îți dorești să faci bani și ești implicat în cât mai multe business-uri, somnul devine din ce în ce mai neliniștit și mai scurt. Referit la ideea principală, ca să nu divagăm foarte tare, Gionuțule, am avut câteva nopți nedormite și am ajuns la concluzia următoare. Ok, avem teren pentru încă 6 case, în afară de cele 6 case construite deja. Care cred eu că este alegerea cea mai smart? Păi, am 6 case la care am ajuns la finisaje, Gionuțule. Acum montăm rigipsul, mai avem un pic și dăm drumul la băi și la pardoseli și le mai mobilăm și am terminat cu ele. Mi s-ar părea stupid să opresc șantierul într-un moment de, nu știu, 90% gata, pentru că oricum, orice s-ar întâmpla, eu bani să-l duc la bun sfârșit am, nu trebuie să mă împrumut, nu doresc nici să închei acest proces când cum se neacă hâțul la mal, Gionuțule. Mi se pare irelevant și ilogic să mă opresc acum, este drept, am luat decizia de a nu da neapărat drumul și la următoarele case, întrucât vreau să tatonez un pic piața și să văd ce se întâmplă. Eu nu sunt sigur că urmează o criză economică și trebuie să vă spun că am avut discuții și cu mai mulți antreprenori mult mai mari și mai de succes decât mine, care mi-au spus că nu cred că urmează așa ceva. Mai mult de atât, obiectiv vorbind, criza din 2007-2008 a fost o chestie generată de sistemul bancar, care în momentul de față nu este neapărat zguduit. Știm cu toții ce se întâmplă. Este drept, sunt și o tonă de fake news-uri care vin către noi așa, ca un val tsunami și nici nu mai știm să cerem informația și să
înțelegem ce este neapărat adevărat și ce nu. Însă un lucru este cert, eu voi continua să termin aceste case și dacă, mare atenție, dacă, pentru că am luat în calcul și asta, se numește worst case scenario, da? Dacă, Doamne ferește, va trebui să amânăm un pic momentul vânzării, pentru că v-am spus, ele nu sunt vândute, nu este nicio problemă. Casele vor fi terminate, ele vor putea fi încălzite pentru a fi întreținute cum trebuie și în cazul în care vine o criză, există mai multe soluții. Ori îți asumi, vinzi mai ieftin și îți scazi din profit sau poate ajungi chiar către pragul de rentabilitate, ori rămâi cu investiția atâta timp cât nu ai rate la bancă ce te pot sufoca, Jonuțule, sau nu ești creditat, împrumutat nicăieri, nu este nicio problemă. Mai mult de atât, voi știți foarte bine că partea de imobiliare pentru mine este un venit auxiliar, deci cu siguranță voi putea munci în continuare în domeniul meu principal și anume social media. Nu spun și nici nu vreau să insinuez faptul că dacă va veni o criză, ea nu se va resimți și în domeniul social media, dar cu siguranță ceva de muncit voi mai avea. Sistăm lucrările la HUTS Resident și în momentul în care criza va fi fost depășită, atunci reîncepem vânzările și reîncepem investiția în cartier. Obiectiv vorbind, oamenii în măsură să vorbească despre această criză, potențială criză să-i spunem, Jonuțule, au zis în felul următor: și dacă va fi să fie o criză, să spunem pe aproape sau la fel de mare ca cea din 2007-2008, nivelul economic mondial este de această dată mult mai bine pregătit decât atunci, din cauza întâmplării de atunci, și atunci ea va fi depășită mult mai ușor. Hai să o luăm la bani mărunți, Jonuțule, înainte să închidem acest vlog. Cât poate să dureze? Un an? Doi ani? Trei ani? Nicio problemă. Asta este. În contextul în care casele mele, v-am spus și mai devreme, sunt terminate 80-90%, din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că nu accept și sugestiile voastre la comentarii, ar fi stupid să mă opresc acum. Mai mult, investiția nu mai este foarte mare, întrucât greul a trecut, deja chiar vorbeam cu băieții lui Nașu zilele trecute pe șantier, așa că aceasta este decizia mea. Nu închid HUTS Residence, deși haterii știu că așa se freacă pe mâini și abia așteaptă să sistăm lucrările la șantier. Mai mult de atât, cunosc constructori care vând și în această perioadă ca pâinea caldă și case și apartamente, Jonuțule. Așa că eu zic în felul următor: haideți să fim pregătiți, haideți să ne gândim mai bine cum facem să ne reridicăm țara în picioare dacă, Doamne ferește, o criză ne va lovi, și mai mult de atât să ne intereseze cel mai mult de pătrățica noastră, Jonuțule. Vreau să le mulțumesc celor care mi-au scris comentarii pertinente și inteligente în ceea ce privește această situație nebună și vreau să le spun și celor care se freacă pe mâini și își doresc ca eu să am un eșec în acest domeniu că am învățat o vorbă de aur de la Teo Trandafir. N-ai cum să știi ce era succesul până nu cunoști eșecul, Jonuțule, așa că un afacerist de succes trebuie să fie pregătit întotdeauna să dea și fix dacă, Doamne, Doamne, asta i-a pregătit în destin, Jonuțule. Până una alta, nu uitați să subscribe-ul, i-am pupat să aprindeți căsopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie, indiferent de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corileve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea, țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante.